ce trebuia să, o spun, dar o spun acum, trebuie lucrat cu maximă prudență. Toamna, orice moment de așez de deschidere a unui stup, atrage atenția imediat, dar mai ales când ai ramele încărcate cu miere, este, ia uitați cum vine. A simțit un pic și zice, nu se poate, pe aici era, trebuie să ajung. Deci, dragilor, furtișagul este una dintre problemele foarte grele toamna. De aceea trebuia lucrat când era cules și atunci n-am fi avut atâta grijă în așa probleme. Numai pe seară trebuie lucrat, cu foarte multă grijă. Nu vă povestesc și faptul că le pun direct în mașină, mașina e ermetică închisă, dar uitați, am uitat pe geamul un pic deschis și trebuie să mă duc să-l închid repede, că le atrage imediat atenția. Mirosul. Așadar, închidem geamul să nu cumva să ne descopere, că se pornește într-o jumătate de oră, imediat să porne vigilia. Așa. Să ridic geamul. Acum lucrurile s-au clarificat. Ce spun, le-am în aici mașina de șermetic. Iată cele 9 rame scoase. Dar, dragilor, acestea au fost scoase de la... Ia uitați cum arată așa, de o parte și pe alta. Toate sunt una și una. Eu am să le iau așa, să le vedeți încă o dată, după ce le-am extras. Toate cele 9 rame. Și vreau să vă zic că o să curăț și propolisul. Este și un propolis foarte frumos. Ia uitați cum arată. Așa. Deci, de sus până jos căpăcite. Full căpăcite. Ia uitați. Antrenamentul. Asta este mai puțină. Este un pic mai ușurică. Nu-i toată căpăcită. Și o ramă mai rea. Cred că s-a rupt, ceva s-a întâmplat. Ia o stare lângă asta la altă care. Trebuie rămâna. Hai să întorc și partea asta. Asta e crescută aiure așa. Cum a fost spațiul de creștere și îndesatul. Crescut în exterior până când și-a făcut doar spațiul de trecere. Și aici, știți că erau cele două. A fost lipită de... Așa. Dragi, credeți-mă, mă doare mâna. Așa. Și sunt toate cele 2, 4, 6, 8, 9. 9 rame. Acum, da, sunt 9. 2, 4, 6, 8, 9. Ne mutăm la un altul. Tot așa, în varianta asta. Vedeți folia care e întoarsă. Da? Deci tot așa au fost două aici. Să vedem ce are de viață asta. Se pare că se iese un pic. Sunt ramele mai puțin încărcate. Vedeți? Depinde cum ați și de s-au prins. Acele au fost de timpuriu, au avut timp să crească, să dezvolte. Foarte mult propolis. Și am să-l curăț, dragilor. De fapt, acolo când ajung, rad de pe margine tot propolisul ăsta.
Câte produse minunate sunt. Ce minune este la minuță. Și totuși nu se vrea. De ce oare? Care este motivul? De ce nu vrem să ne fie bine? Sunt acolo un funcționar și este prin minister. Am spus că am stat de vorbă și ministrul Botănoi nu dovedea să-mi explice că asta mă surprind cel mai tare. Să-mi explice cum că batonul acela de sănătate, ca spuneam, să-l dea copiilor cornul și laptele care fusese năstase și pus la punct. Eu acum spuneam așa, propolis, polen cu mere și făcută o combinație optimizată așa, este nemaipomenit. Și da, interesant, dar știi că s-ar putea să avem probleme că consumul de dulciuri, asta e culmea, consumul de dulciuri nu e chiar indicat la copii. Dar toate dulciurile, toate prostiile, numai prin zahăr făcute, toate mizerile acele care le se dau copiilor, acelea sunt găduite, nu fac diabet copii. Doamne, 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 fără niciun pic de gen, așa vorbeau. De parcă eu aș fi fost, mă rog, o persoană care nu înțelegea nimic. Ei se străduiau să mă convingă cum nu se poate. Chit că vorbesc cu ministrul Daia, chit că se întâmpla să mă organizez această întâlnire acolo. Au făcut un filmuleț cu prezentarea mea și așa a rămas. Cam drum. Da, ce se pot face? Dragilor, dacă v-aș putea determina, v-aș propune să ieșiți în stradă și să spun, băi, băieți, băi, de ce nu vreți să ne fie și nouă bine? De ce stați și aștept? Vine un om, vă spune ce posibilități sunt, cum ne putem schimba statutul cu stare de sănătate și toate astea. Și nu vrem. Nu vrem. Vrem să fim piață de desfacere a unor mizerii de care vin din Occident. Așa, dar, dragul meu, de acesta, ați văzut, nu mai sunt ramele chiar așa umflate cum sunt, cum a fost în partea cealaltă, doar pe margine aici simt că vor fi de deosebite. Deci numai pe margine. Mai în centru, nu. Ca să fie clar, ia uitați-vă. Așa, asta a fost o ramă nouă, nouțe. O crescut-o el un pic, nu a avut forța necesară, că și consumul, creșterea unei rame înseamnă consum de energie. Miere, adică, asta să înțelegeți. Are și el. De ce să nu spun? Nu ca celălalt, acela parcă a fost o excepție. Ia să vedem. Deci are și el ceva, dar nu în măsura în care a avut. Așa voi face, deci albina din compartimentul ăsta. Hai să o pun în partea asta. Ca să știu că o voi scutura în compartimentul său. Dar îmi place propolisul aici, este frumuseți. E o frumuseță de propolis. Și dacă n-ai muncă, n-ai cine să-l culeagă, să fac, se irosește tot. Da, deci... De aceea... Da, eu tot m-am dus. Am tot dezvoltat. De fapt, am făcut cercetare continuă, asta trebuie să știu. Știți și voi, știți de fapt. Să descoper fel de fel de lucruri pe care, na, l-am filmat, l-am arătat. Sper să vă deținem pe cât mai mult să vă apucați de apicultură. Chiar dacă aceștia vor întârzia, odată și odată vom reuși să le spunem, măi, fraților. Asta n-am mai pus. Deci, doar două rame am găsit cu miere pentru compartimentul acesta. Deci, din partea asta. Aici am să urmăresc și matca. Dincolo era parcă mai populat. Trebuie să văd și asta acum. Iar partea asta, celelalte rame, adică dincolo celălalt biostup. Deci sunt, uitați, dragilor, și cum era crescut, dincolo era foarte tare crescut. Știți bine, era asta, sunt în plastră ca să se populeze, să mățile să fi fost mai de timpuriu prinse.
Asta e bună. Dincolo n-am avut. Asta și asta e. E grea. Deci la celălalt versiune n-am avut timp să mă duc jos. M-am grăbit să ajung aici. Că așa, am câțiva din aceștia care sunt dubli. Și atunci trebuie să-i toată povestea asta făcut. Hai să vedem. Și asta este. Asta e full. Full, 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 full. Da. Întâmpla încă ceva. Voi vedea eu. Cumva aici, diafragma dispărțitoare din aceea, din PFL-ul de acela, n-am mai avut timp să schimb și posibil să fi trecut albina dintr-o parte în alta. Și să fi coborat ăsta. E, voi afla acum dacă mai este marte sau nu. Că aceasta, compartimentul ăsta este foarte bun. Da. Ia uitați-l. Dacă aș avea să pun un capac, aș vrea să vă arăt, să fie continuitate, să vă arăt și înăuntru ce s-a întâmplat. Că sentimentul meu este că aici nu mai este marcă în partea cealaltă. Așa cred eu. Nu știu din ce motive. Fie că diafragma s-a așa. Dar trebuie să vă spun că dacă nu găsesc să pun repede capac peste asta, nu pot lucra. Și cred că am găsit un capac. Da. Mi-e teamă să nu cumva să se pornească. Uitați. Dacă începe, uitați. De una, două pe aici, pe acolo, așa. Lucrurile se complică. Pe care l-am bănuit, pe ăsta l-am bănuit pe noapte. Ia să ne vedem, să-l vedem. Tot așa, propolis, mult. Da? Ia să vedem mai ce se întâmplă cu el. Trebuie să las neapărat camera jos. Să pot să scot rama. Thank you.
E, nu mai a făcut deloc fum. Și, atunci când intri pe domeniul, pe domeniul lor, așa atac. Văd că a avut matcă până acum, că de ce văd, văd încă puiat. Nu larvar, ci să văd mai departe. Nu-i fost teamă că eventual am omorât o zic acum că mi-a scos grăbindu-mă, dar rama, matca este aici, o vedeți. M-o cam înțepat, acum trebuie să vă spun că nu mi-a făcut deloc fum. Doar nimic să vă arat spectacul, s-ar putea să nu fie marcat aici. Dar iată că este. Asta mă bucură foarte mult.